Ioa! Bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi vreau să vă surprind cu o rețetă foarte specială, foarte bună și foarte simplă. Rețeta se numește plăcintă țărănească de varză. Haida să vă arăt ingredientele, dragii mei. Acum vă prezint ce avem nevoie la aluat. La aluat o să avem nevoie de 400 de grame de făină. Aia am pus în bol aici, le-am pregătit deja, e cântărit. O să punem o linguriță de sare, care le avem aici. O să punem 2 linguri de oțet. Și o să mai avem nevoie de untură de porc topită. E 100 de mililitri, că le-am topit. Era untură de porc, dar ești topit. 80 de grame de untură, 100 de mililitri de ulei. Și apă. O să avem nevoie de apă călduță. Bineînțeles, eu am aici 700, dar nu o să folosim tot. În jur de 300 de mililitri. O să vedem cât ia făina și vă spun cât o rămas. Și pentru umplutură o să avem nevoie de o varză micuță care are un kil și ceva, sare, piper, mărar și pe deasupra, după ce am făcut, un ou. Deci o să ungem cu ou. Deci de asta avem nevoie, ingrediente foarte puține, o să vedeți. Bine, o să fie un pic de lucru cu aluatul, dar în rest e foarte simplu, foarte ușoară și foarte delicioasă. E o plăcintă foarte veche și foarte simplă. Deci plăcintă țărănească cu varză. Rețineți minte. Începem la aluat. Uitați, punem așa o linguriță rasă de sare în mijloc. Punem aici. Aici, cum v-am spus, sunt 2 linguri de oțet. O punem peste. Și aici avem apă călduță. Nu e foarte caldă, dar nici rece, dar un pic am încălzit, așa, ca de pită. Și punem un pic de apă, cam atât, prima dată. Și dacă mai trebuie, mai punem. Și acum, bineînțeles, frământăm aluatul. Trebuie să facem un aluat foarte fin, așa, potrivit, elastic, ca să putem lucra cu ea. Vedeți? Mai trebuie. Adugăm așa, tot pe rând, câte da, puțin. Da, nu punem tot odată, că nu... Nouă ne place foarte, foarte mult plăcinta cu varză. În special la Mihai și la Maria. Nu-i și eu mânc și eu asta, dar nu mi-s chiar așa după ea. Mie plăcinta mă place cu brânză. Și plăcinta aceasta se poate face atât cu varză dulce, cât și cu varză acră, dacă aveți. Noi acum avem varză dulce, nu avem varză acră. Cam așa ar trebui să arate consistența aluatului. Mai trebuie frământat. Da, dar cam atâta apă, să știi. Da, nu mai folosim apă și o iau de aici. Deci ai pus cam 250 de mililitri, aproape 300 mililitri de apă. Dar apă puneți cât ia făina. Și făina câte grame ai avut? 400 am 400 de grame de făină. Da, poate mai folosim un pic la frământat. Trebuie bine lucrat aluatul. Deci secretul ca să lucri bine aluatul, să devină un aluat fin și elastic. Acum nu o să vă țin eu pe voi până frământ, că trebuie frământat bine, dar eu vă arăt cum trebuie să fie. Deci așa, și mai frământăm. O să mai pun și un pic de făină, bineînțeles, până devine un aluat fin. Acum eu frământ bine și vă arăt la urmă cum trebuie să fie aluatul. Dragii mei, uitați așa arată aluatul, vă arăt cu mâna. Uitați, un aluat așa elastic, care trebuie, bineînțeles, așa, să steie, să se hodignească. Am frământat bine. Și acum o să acoperim cu un prosop, că trebuie jumătate de oră să se hodignească.
o lăsăm să steie jumătate de oră și după jumătate de oră revin cu aluatul să vă arăt cum procedăm în continuare. Până aluatul stă la odihnit jumătate de oră, eu mă ocup de varză. Tocăm varza și o punem la călit. Dragii mei, am scos răzălitarea mea asta. Șmecheră. Șmecheră. Și am tăiat varza în două. Acum o să le dăm pe răzălitoare, că nu le tai, că vreau să fie așa finuți. Și ăsta le taie foarte subțire, să știți. Am obosit, că am frământat aluatul, să știți că nu e ușor, vă spun sincer. Pe căldura asta. Să frămânți și trebuie frământat bine. Deci dacă vă apucați de plăcintă, să știți că trebuie frământat foarte bine aluatul. Eu vă spun numai. Și cum v-am spus, luăm acum, am un bol mare, pun răzălitoarea peste și am tăiat varza în două și acum o dăm pe răzălitoare, așa, și le tăiem. Asta le taie foarte fin, că nu le pot eu tăia cu cuțitul cum le taie răzălitoarea mea. Să știți că v-am mai spus și spun, asta e de la soacră mea. Moștenire. Și să-ți arăt ce fain taie. Da, mami, eu țin minte că aveam și una mare din asta. Da, aia era urâtă, ruptă, dar aia am aruncat-o. Să știți, bine zice Maria, nici nu v-am spus. Era una mare, mare, cât o tracă era. Așa da, de mare. Exact era. Asta arăta, dar era mare. Da, și aia era veche, foarte veche. Că și soacră mea avea de la... Soacra e de la maică, să nu mai țin minte, dar era foarte veche, era o culoare nu a lemnului, a... era urâtă, no, veche, urâtă, deșelată, deja, ruptă și n-am ținut-o, adevărul că, no, era de valoare, dar era, no, era veche și da. Bună. Că dacă era cine să refacă, să știți că avea valoare, să știți. Și atunci eu aia, după ce soacră mea a murit și noi am schimbat aici, atunci noi tot ce nu ne-a plăcut, nu ne-a trebuit, noi tot am aruncat, am mai dat, deci de aia chiar am aruncat că era veche, uite, nu. Și să știți că tepsile care le am, tot de la ea le am, nu v-am spus, dar dintre care i-am dat și la cumnată mea, că o cerut și i-am dat, de-aia, bineînțeles, ea nu le mai folosește, că ea o la nouă, mai moderne, dar vreau să vă spun că din tepsie nu i-a trebuit chiar nimic, nu i-a cerut nimic, dar în schimb tepsie i-am dat că o cerut. Că au avut 4-5 tepsie, dintre care cred că una i-am dat la cumnată mea și mai am eu două de la ea. Deci 3. Și restul, bineînțeles, ce era mai veche, da, mai multă. Erau tepsii din alea vechi, care astăzi nu cred că se mai fabrică. Da. E un material mai rezistent. Deci vechi. Gândiți-vă, ea e moartă din 2002. Deci e 20 de ani de atunci. 22. Da. E chiar la început a murit. Am făcut practic. Dacă încep să mi-e frică că tai foarte bine și mă tai la mână. Haideți să vă arăt cum arată. Uitați ce fain, ce fin le taie. Ca firul de ață, vedeți? De asta îmi place să lucru cu ea. Și trebuie să fiu foarte, foarte atentă. Îmi taie mâna. Odată m-am tăiat cu ea, să știți. I-am luat buricul de la deget. Când am fost atent, am ăsta și să știți că m-am tăiat rău de tot. Și de atunci, mi-s foarte, foarte atentă. Prefer să fac foarte încet, să fiu atent, decât să mă tai. Și rețeta asta de plăcintă e o rețetă destul de simplă, chiar dacă o să folosim untură, nu e foarte greu aia, adică e mult mai ok, de exemplu, decât un aluat de foietaj pe care îl cumpărați, care are mult mai multă grăsime.
Așa că încercați și dumneavoastră această rețetă, dacă doriți. E o plăcintă fără zahăr, bineînțeles. E o plăcintă țărănească veche, veche. Deci acum ce fac e o rețetă tradițională foarte veche, credeți-mă, și foarte bună. În ziua de azi ați văzut, toată lumea face modern, face... A noi facem ceva simplu și vechi, care nu prea să mai găsesc, nu prea să mai fac. O să revenim când varza este gata. Da, acum nu vă țin până gât eu varza, o fac încet. Revenim. Varza, atât am o ieșit din căpățâna aia, au fost peste un kilogram, cam un kil jumate. Și acum punem așa o linguriță de sare, ajunge, și frământăm, că e foarte mult și atunci trebuie să se moaie un pic ca să nu fie atâta când o pun în oră, știți? Lăsăm un pic, foarte puțin, ca să moaie și atunci băgăm la călit. Cu un pic de ulei, cu mărar, piper, o călim frumos și după ce s-o călit foarte bine, ne ocupăm de aluat. O să vă arăt cum se procedează cu aluatul. Asta e umplutura, varza. Între timp, aluatul stă la odihnit. Da. Deci o frământ bine cu sare, să fie și amestecat, să fie peste tot. Așa. Și lăsăm și să stea un pic, să scade, că e volum mare. De asta știți că după ce scade, rămâne foarte puțin, nu mult. Și varza este un aliment, o legumă foarte, foarte sănătoasă. Și nouă ne place foarte mult. Eu v-am mai spus și vă repet, poate nu vă place sau poate nu ăsta, să-mi spuneți că de fiecare dată vă spun. Vă spun că spun adevărul. Deci, noi mâncăm mai mult legume decât carne, credeți-mă. Și ne place foarte mult. Deci, chiar și svecla, varza, ceapa, orice ar fi, noi mâncăm foarte mult. Mai mult, cu mult mai mult decât carnea. Dacă ați observat și ați văzut, dar în același timp, această plăcintă, să știți că se poate face și cu umplutură de carne. Da. Dacă dumneavoastră doriți și aveți plăcerea, puteți, în loc de umplutura de varză, pentru că sunt persoane cărora nu le place varza, puteți să faceți cu umplutură de carne, un amestec de porc, vită, chiar și de pui, de ce nu? Orice, mere cu orice, vă spun. Deci am frământat, vedeți, o scăzut din volum. Acum o las un pic să stea, vreo 2-3 minute și eu mă spăl pe mână și după aia... O să punem la călit. Am lăsat un pic să steie. Ați văzut cât a scăzut varza. Acum o condimentez în blic mai miușor. Uitați, punem așa, nu mult, să fie foarte iute. Jumătate de linguriță de piper. Punem o lingură de mărar uscat. Că eu mărar uscat am. Am avut proaspăt, dar mi s-o gătat. Și... ce nu v-am arătat și nu v-am spus, nu mult, așa, jumătate de linguriță de chimen, că asta dă o aromă aparte, aparte. Sare ați văzut că am pus, nu o să mai pun acum, fiindcă mi-e frică că o să fie foarte, foarte sărată. Și atunci așa amestec mai bine. Uitați ce fain arată. Și, bineînțeles, eu deja paragaz am regătit o cratiță cu un pic de ulei. Deci nu mult, dar nici puțin, că nu putem într-o lingură. Trebuie să călită. Da. Puneți așa vreo 50 de mililitri de ulei ca să călim foarte bine și o să punem și un deget de apă și lăsăm să se călească foarte, foarte bine și amestecăm acolo până să moaie varza, să face o varză călită foarte bună și după ce e gata, o golim din cratița aia pe o farfurie să se răcească și cum v-am spus, ne ocupăm de aluat. Uitați cum arată, le-am amestecat cu mărarul, cu chimen, cu sare, piper. Și acum o punem cu ulei și cu un pic de apă să se din. Se vede, am pus o cratiță mai înaltă și am pus să ne ia un pic de ulei.
Varza o avem aici răzălit, condimentat. Acum, bineînțeles, o să punem frumos în cratiță. Ați văzut că e mare mult și trebuie o cratiță încăpătoare ca să putem să punem tot. Vedeți ce mult e? Și punem pe ea un pahar de apă de acum, așa, ca să fiarbă prima dată și un capac o să pun. Și după aia o să se și dinstuie, bineînțeles, după ce scade apa aia. Deci, dragii mei, vedeți, varza s-a căcălit. Deci am pus pe ea un pic de apă, apa a scăzut, acum deja, dacă vedeți, începe să se rumenească, vedeți? A scăzut toată apa și se dinstuie. Acum o să opresc focul, golesc în altceva, lasă să răcească un picuț, ca să nu putem lucra cu ea așa fierbinte și atunci ne ocupăm de aluat. Am lăsat aluatul să se odihnească. Acum, uitați, așa arată, o scoatem din blid, așa. Și acum să împărțim aluatul, să vedem, în 10 biluțe. Avem nevoie de 10 biluțe. O dată, două. Una. Aproximativ egale. Acum, da. Bineînțeles că nu o să poată să fie toate bine egale. Bine, cuțitul. Deși de aici mai trebuie să fac, o tăiem așa în două și încă o dată în două. Exact, de acolo patru. Și avem cinci. Așa. Să zicem, o să le fac rotunde, la prima dată că le-am împărțit. Așa, una și astea. Deci avem 10 bucăți de aluat. Hai să vedem. Acum. O să le facem așa. O să lucrăm cu ulei pe masă. Nu o să lucrăm cu făină, cu ulei. Dar vreau să le fac rotunde. Aluatul nu are absolut deloc ulei până acum în compoziție. Da, absolut nimic. Decât un pic de sare, oțet și apă. Dar urmează. Și acum, bineînțeles, le facem biluțe. Le punem așa pe margină să avem loc. Și o să lucrăm cu ei pe palanșeu. Acum, pe tabla asta de lucru. Cum e consistența aluatului, mami? Foarte bun. Se elastice, zbun. Nu-i tare, nici moale, numai bine. Nu se lipesc. Uitați, lucru cu mâna și nu se lipește. Fără ulei, lucru fără făină. Deci nu pun, ați văzut nimic pe mână și se poate lucra cu aluatul. Deci asta e ideea, ca aluatul să fie unul moale, dar în același timp nelipicios. Da, acum suntem deja gata. Le-am făcut biluțele. Așa arată. Da. Asta e ultima care o fac. Și o să facem așa. Hai da să vă arăt. I-am pregătit aici, asta e untură topită de porc. Și am pregătit o pensulă de silicon. Da. Cu care o să lucrăm acum. Și o să le întindem cu sucitoarea. Am sucitoarea pregătită și hai da să vă arăt cum facem. Trebuie să-mi fac loc. Așa. Am uns planșeta asta ca să putem lucra. Și să vedeți cum le întindem.
acum, trebuia să iau eu sucitarea aia micuță, că eu am și micuță, am și mare. Deci întindem o rotund. Fa- rotund, în jur de 20 de centimetri, nu mai mare. Așa. Exact. Și acum, bineînțeles, o ungem. Trebuie fiecare în parte uns cu untură. Și nu vă zgârciți la untură, pentru că altfel se vor lipi între ele. Așa. Și o să le punem și cum ați văzut, am luat o foaie de copt și am pus aluatul pe ea și o să vină una peste alta. Acum procedăm la fel cu a doua, da, biluță. V-am spus că o să lucrăm numai cu ulei. Cu untură de porc. Da. Topită. Deci este important să le întindem aproximativ de aceeași mărime pe toate. Ne nu punem ulei. Trebuie. Că numai așa putem lucra. Așa. Pune ulei între ele, iarăși, mă, ulei. Păi am pus ulei, n-ai văzut? Am pus ulei aici. Am uns-o. Okay. E unsă, asta ungem la fel. Și acum o punem peste. Exact. Ați văzut? Luăm alta și tot așa procedăm. Deci trebuie să fie și planșe un pic uns. O să spuneți, poate că e prea mult ulei, dar gândiți-vă, în compoziția aluatul nu are absolut deloc ulei. Trebuie, că fără nu se poate lucra, că gândiți-vă că o să se facă ca un aluat foietaj. E de lucru cu ea, v-am spus, dar în schimb rezultatul e delicios. Și cu siguranță acest tip de aluat e mult mai sănătos decât aluatul de foietaj cumpărat din comerț. Deci le-am întins și pe asta rotund, după cum se vede. O ungă. Ungem iarăși. Și o punem peste. Și procedăm tot așa. Și până gătăm toate biluța, vedeți, deja aici avem 3, asta deja a 4-a. Și le întindem tot așa. Cu ulei lucrăm non-stop. Eu nu v-am ținut până le-am întins pe toate, dar acum suntem gata, mai avem 2 decât. Și uitați, v-am arătat cum procedăm, le întindem, le ungem cu untură topită, le punem una peste alta, până gătăm tot aluatul și tot de pe masă. Când am gătat tot, o să mai întindem un pic, o să punem varza în mijloc și o să vă arăt cum procedăm. Cum v-am spus, astea sunt ultimile. Deci v-am arătat să lucrăm numai cu untură topită. Așa, trebuie întins, frumos, rotund să fie. Acum nu la milimetru, acolo. Și o să vedeți să că fie... la final o să folosiți undeva la maxim 50 de grame de untură topită, maxim, pentru tot aluatul. Da, dar ați văzut cât am avut și am uns pe fiecare în parte și ne ajunge. Că numai probabil așa, chiar mai puțin de 50, undeva la 40. Pensulița. Așa.
Greaba strică greaba. Mă grăbesc că mai am una de aia, că dacă mai aveam mai mult, nu mă grăbeam. Așa. Și acum, bineînțeles, o luăm frumos. Ați văzut ce frumos se poate lucra cu ea. Și ultima, dragii mei. Asta este ultima. Ungem asta. Întindem. Asta. O să iasă. Mai. Asta fac rotundă. Asta a fost cea mai mică. Ca asta am făcut prima. Gata. E rotundă. Acum, noi nu, eu cel puțin nu mă străduiesc să fac perfecte, că oricum mai îmi vine întins. Și oricum vin marginile tăiate. Exact, așa că nu vă năcăjiți să vă iasă perfect dacă le încercați, că v-am spus, o să vină oricum păturat, tăiat și așa că nu are rost. Deci acum, după cum se vede, am pus toate 10 una peste alta. Acum vreau să întind tot pe foaia asta de copt. Dar trebuie să lăsăm să steie un pic. Da, trebuie un pic, nu mult, dar eu m-aș grăbi un picuț. Întins, le-am terminat, o să lăsăm să steie o 15 minute, că așa trebuie să steie. După aia întindem, punem varza și introducem în cuptor. O să vă arătăm următorii pași, între timp putem încălzi cuptorul. Da. Să steie, vedeți, uitați că s-a curs uleiul din ea, s-a mai lăsat, așa trebuie. Deci, acum, de la mijloc, întindem cu sucitoarea, bineînțeles că o să fie greu, ca alunecă. Că e unsă și vreau să întind. Să știți că se mișcă pe hârtie, că e uns. Dar da? Poți să o iei jos de pe hârtie, mami. M-o fi greu să o pun înapoi. Am zis că să las pe hârtie, că... Uite că merge. Așa. Că lucrăm mult mai bine pe platul de lemn. Ați văzut cum s-a lucrat cu mâna? Deci, mâna e principal. Întind cât pot cu mâna și după aia vin cu sucitorul. Uitați cu mâna ce fain se întinde. Acum trebuie întins o foaie de aproximativ 50 de centimetri. Să vedem cât reușim. Reușim. Uitați că se poate întinde numai cu răbdare. Uitați ce fain se întinde. Să fac beșici așa. Ce fain e-ți. Da, o să fie un aluat foarte fain. Îți dai seama, sunt numai foi. De la mijloc merg către margină. Așa. Aici avem și umplutura de varză gata pregătită, care numai bine s-a răcit. Eu zic că ajunge, mami. Da, ajunge. Știu, că deja ajunge. Începe să... Da. Acum o să tăiem marginile și punem varza în mijloc și le adunăm. Marginile le punem deoparte pentru că le vom folosi.
Tăiem marginile toate și revenim. Prins, am tăiat marginile să fie rotundă. Acum punem varza în mijloc. Punem foarte mult. Deci nici mult, nici puțin. Probabil că mai mulți știu această rețetă. Este o rețetă destul de veche. Ajunge. Deci nu am folosit chiar toată varza. Nu că nu vreau să fie chiar așa. Le punem așa rotund în mijloc. Așa. Și acum vinim așa, vedeți? Împăturăm frumos. Așa. Ați văzut? Și acum o să întorc cu partea asta în jos, într-o tavă rotundă. Aluatele astea micuțe, care eu le-am tăiat, facem o formă, o să vă arăt cum, și punem peste. Numai prima dată vreau să introduc în tepsie și după aia lucrăm mai departe. Deci, cum vedeți, am băgat-o în tepsia asta rotundă, am pus o foaie de foc, acum le aranjez. Trebuie așa un pic. Deci am întors-o cu partea îndoită în jos și am pus-o într-o tepsie rotundă. Și acum să vedeți ce o să facem. Deci am împins un pic ca să formez un pic, știți, după tepsie. Să aibă o formă rotundă. Da. De-aia apăs un pic cu mânuța, așa, un pic, nu mult, și tare, finuț, ca să nu o spargem, să nu ăsta. Atât, vedeți? Și acum vreau să vă arăt ceva în legătură cu aluatul ăsta. Deci, ați văzut că am tăiat marginile. Normal. Haide să arăt. Facem așa un grilaj peste. Prima dată punem în lung. Mami, ai destule. De ce pui așa puțin aluat? Unde am destul? Acolo, ai destul. Păi, trebuie, eu le-am strâns grămadă, care nu trebuia să o fac. Dar nicio problemă, că le întindem cu mâna. Așa punem marginile peste, formă de grilaj. Bineînțeles, dumneavoastră puteți să faceți o formă mult mai frumoasă, mult mai interesantă, dacă știți. Noi acum am făcut... nu suntem la concurs, nici la cofetărie. Facem pentru noi acasă. Eu v-am arătat așa. Da, un... decât să aruncăm marginile. Da. Uitați așa, vedeți? Acum ne trebuie un nou. Am dat drumul deja la cuptor, care acum o să folosesc pensulița asta și o să punem un pic de chimen. Să mângem cu ou deasupra. Așa, peste tot. Și lateral. Și peste. Deci ungem foarte bine cu ou peste tot. Da, ou când ăsta prinde o culoare foarte frumoasă.
Și deasupra o să punem niște semințe de chimen. Chimenul merge foarte bine cu varza și dă și un aspect. Și de decor, și de gust, și de tot. Cât, dacă dumneavoastră nu vă place, nu vreți, nu puneți. Noi punem, că nouă ne place chimenul. Acolo, mami, aici. Eu, aici nu este? Da, ai, gata. Așa. Nu foarte mult, puțin. Aici văd că n-am pus. Bun, atât. Așa arată plăcinta noastră. O să punem în cuptor. Cuptorul deja e, am dat drumul. O să punem în cuptor, o să lăsăm cât e nevoie și când scoatem, vă arătăm. Îl introducem la cuptor pentru aproximativ 30-40 de minute. Acum depinde și de cuptor, mami. Nu putem să spunem exact. O să... Până se ruminește, se face foarte bine la foc încet. Am scos plăcinta de la cuptor, încă e caldă. N-o să tăiem imediat, mai lăsăm un pic să steie, numai v-am arătat că acum am scos-o din tesie. Uitați așa arată, uitați ce bine arată, vedeți? Și din jos, uitați-vă aici, vedeți? E foarte bine copt, eu zic că arată bine, dar încă e caldă. Am zis la Maria să vă arată. Dar încă nu o tăiem, mai stăm un pic cu ea, că e foarte fierbinte. Și uitați, am pregătit aici o farfurie cu iaurt grecesc. Și o să tăiem o felie, o să punem lângă iaurt și le mâncăm așa. Numai încă e foarte fierbinte, cum v-am spus. Dragii mei, după cum v-am spus, am scos plăcinta, așa arată. Am mai pus un pic de mărar tocat peste. Și, cum v-am spus, iaurtul grăcesc. Acum, bineînțeles, o să tăiem o felie și punem pe farfurie, că de-aia am pregătit aici farfuria. Și, bineînțeles, o să tăiem cum v-am spus, încă e călduță. Uitați cum se sfarme, vedeți? Deci chiar să sfarmă foițele. Să văd dacă am tăiat-o până jos. Da. Uitați, așa arată, vedeți? O punem aici așa, frumos. Ăsta, bineînțeles, o întoarcem, așa, să o vedeți, asta vine aici și asta așa, să o vedeți. Deci, dragii mei, am tăiat o felie, să o vedeți și înăuntru cum arată. Uitați, ați văzut cum e plin de varză, așa de fain miroasă. Deci, nu e adevărat, mi-e o poftă, abia apuc să mânc. Să mâncăm, să gustăm, bineînțeles. Arată foarte bine, este și foarte gustos. Vă rog să o încercați. E un pic de lucru cu ea, dar merită, credeți-mă, că nu faceți în fiecare zi așa ceva. Ori ieșit foarte bună, arată foarte bine. Să încercați, că cum v-am spus, e o rețetă foarte, foarte veche, foarte simplă și foarte gustoasă. Sper să vă placă. Să mă urmăriți, să apreciați, fiindcă am făcut-o pentru dumneavoastră, ca să vedeți că ea, v-am spus, e o rețetă foarte, foarte veche și e de lucru cu ea, dar se merită, vă spun sincer. Eu rămâne decât să vă spun la revedere și vă îmbrățișăm. Ciao!